Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre puterea rugăciunii în vreme de război, Sfântul Serafim de Virița. Sfântul Serafim de Virița e unul dintre sfinții ruși cei mai iubiți ai ultimelor vremuri. Fierbinte iubitor și rugător pentru oameni îndurerași și rătăciți, văzător cu duhul și făcător de minuni, de la cărui mutare la lăcașurile veșnice se împlinesc 60 de ani. Credința adâncă a fiilor credincioși ai bisericii este că rugăciunile sfinților ocrotesc lumea întreagă. Suferințele lumii ar fi nebănuit mai mari dacă ar lipsi aceste rugăciuni ale sfinților. Și foarte mare este mângâierea credincioșilor când știu că în fiecare epocă există unii sfinți, poate chiar nevăzuți și necunoscuți, care însă se roagă pentru mântuirea lumii, repetând cuvintele apostolului Pavel: acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul său, adică biserica. Coloseni 1:24. Sfântul Siluan Atonitul scrie: lumea rezistă încă prin rugăciune și atunci când rugăciunea va slăbi, lumea va pieri. Din fericire pentru lume există încă câțiva sfinți care se roagă. Chiar dacă suntem noi păcătoși, chiar dacă notăm în minciună și ne înconjoară ispitele, undeva în această lume, într-un oarecare ținut, există un sfânt. Dostoievski, Frații Karamazov. Cum se spunea pe atunci, era mai probabil să te afli în închisoare decât acasă. Teroarea luase dimensiuni nebănuite, temnițele și lagărele erau supraaglomerate. De la aceste prigoane înfricoșătoare nu puteau desigur să fie exceptați clericii și monahii. Foarte puțini au mai rămas în orașe și sate. Împreună cu ei erau condamnați și credincioșii și erau conduși la mucenicie. Contribuția starețului în biserică era neprețuită. În vremurile acelea înfricoșătoare de apostazie și prigoane, ajuta să ne închipui de mult poporul la păstrarea credinței vii. În furtunile cumplite ale prigoanelor, rugăciunile lui fierbinți au devenit adăposturi puternice. Prin rugăciunile lui corespondență, ajutor material îi sprijinea pe cei întemnițați și exilați, deși în felul acesta se afla și el în primejdie. Galina Smirnova povestește: tatăl meu fusese arestat și condamnat la 10 ani de lagăr. Mama îl vizita pe stare și acela o mângâia. În perioada aceea, cei mai mulți credeau că partidul nu poate greși, că toate acelea erau drepte și că așa trebuiau să se petreacă lucrurile. Mulți întorceau spatele semenilor lor, în vreme ce rudele acestora se aflau în lagăre. Părintele Serafim i-a spus mamei mele: acum toți oamenii buni sunt în închisori. Puțini erau oamenii care ar fi îndrăznit să rostească acele cuvinte atunci. După cum am notat, pe părinte îl vizitau mulți arhierei, preoți și monahi. Însă când mașina înfiorătoare a prigoanelor a început să înghită pe toți, clericii și prietenii părintelui Serafim se împuținau an de an, dar el n-a rămas nepăsător la tragedia lor. Aplica cuvântul apostolic: aduceți-vă aminte de cei închiși ca și cum ați fi legați împreună cu ei, Evrei 13:3. Îngrijindu-se cu orice prilej să corespondeze cu ei și le trimitea bani și pachete. Iar noaptea se ruga cu lacrimi pentru cei ce se aflau în închisori sau fuseseră executați. Marele ascet cunoștea cu duhul toate cele câte se întâmplau atunci în Rusia. O vedea foarte îndurerată, palidă, sădită cu crucile și mormintele cunoscuților și necunoscuților. Auzea gemetele și plânsetele poporului în fiecare colț al ei. Știrile tragice care veneau una după alta le primea smerit cu cuvintele: facă-se voia Domnului. O atitudine asemănătoare a avut-o și atunci când a aflat de execuția fiului său Nicolae. Nicolae terminase școala de aviație și slujise în primul război mondial ca pilot în armata rusă. După revoluție a fost arestat de 4 ori, dus prin închisori și locuri de exil. În luna ianuarie 1941 a fost din nou arestat și de data aceasta executat. Părintele, auzind trista veste, a rostit cuvintele rugăciunii împărătești: facă-se voia ta. Cunoștea foarte bine că numărul mucenicilor va crește în următorii ani. Îi pregătea în taină pentru asta pe fiii săi duhovnicești. Tobele războiului răsunau atunci în Europa. Hitler și Stalin au semnat în 1939 cunoscutul tratat și cei mai mulți s-au liniștit, nu însă și părintele Serafim. El nu se liniștea. Îi înștiința pe fiii duhovnicești de izbucnirea și chinurile marelui război și îi chema la rugăciune și pocăință. Maria Constantinov Titova, fiica protoiereului Constantin Titov, povestește:
Tatăl meu a fost arestat de mai multe ori, a fost deportat, întemnițat. În 1932 a fost exilat în Orientul îndepărtat și a suferit mult. În aceeași perioadă au arestat-o și exilat-o și pe mama. Astfel, la cei 15 ani ai mei, am rămas singură și am fost nevoită să mă mut la Petersburg și să locuiesc la un unchi de-al meu. Mergeam la biserica Sfântul Nicolae și acolo l-am cunoscut pe Piotr Vasilievici, care era fiul duhovnicesc al părintelui Serafim. Piotr îmi povestea adeseori despre stare și odată mi-a propus să merg cu el la Virița. Era în anul 1939. Starețul ne-a primit foarte cald și ne-a binecuvântat. O lumină negrăită și o iubire dumnezeiască se revărsau de pe chipul său. O privire de-a lui era suficientă pentru a liniști sufletul și a-l umple de bucurie nemărginită. M-a întrebat îndeamănunt despre tatăl meu și mi-a spus: mă voi ruga neapărat pentru părintele Constantin. Deodată Piotr Vasilievici a îngenunchiat în fața starețului și a spus: părinte, am venit să vă cer binecuvântarea. Vreau să-i propun Mariei să se mărite cu mine. Eu am fost surprinsă. După un scurt moment de tăcere, părintele a spus într-un mod absolut și categoric: nici vorbă de nuntă, peste puțină vreme va fi război mare. Peste puțin războiul a început și Piotr a fost omorât pe front. Evgenia Ivanovna Coftun, care îl cunoștea foarte bine pe părinte, încă de mică povestește: în 1941 terminasem școala și l-am vizitat pe părinte pentru a lua binecuvântare de la el ca să dau examene la facultate. Era atunci sfârșit de mai. Deodată părintele mi-a spus: când vei lua diploma să nu pleci și să te străduiești să ieși cât mai puțin din casă. În mai puțin de o lună a început războiul. Cu puțin înainte de începerea războiului, i-a zis unei fiice duhovnicești de-a lui: Zoia, vineri să vii neapărat, duminică va începe războiul și multă vreme nu ne vom mai vedea. Zoia nu s-a dus la data stabilită și după două zile a sosit ziua aceea tragică de 21 iunie 1941. În anii războiului, era duminică 21 iunie 1941. În ziua aceea rușii îi prăznuiesc pe toți oamenii lui Dumnezeu care au sfințit pământul rus. Această zi importantă a fost aleasă de Hitler pentru a ataca Imperiul Rus. Întreaga țară e greu încercată și stropită cu sângele a mii de oameni. Lipsurile, foamea, bolile seceră populația. Purtarea nemților era inumană și asta din motive ideologice. Exploatau populația rusă și pe prizonierii de război într-un mod urât, pentru că Hitler îi considera pe ruși și pe slavi în general ca pe niște oameni de categoria a doua, a căror singură utilitate ar fi putut fi transformarea lor în mână ieftină de lucru, adică să fie făcuți sclavi. Și într-adevăr, în toate țările slave cucerite, linia trasată a fost ca locuitorii să devină obiect de exploatare economică, fără nicio reținere sau simpatie. Nemții au strâns cantități uriașe de grâu și alte produse, în vreme ce au exilat cu forța milioane de ruși pentru a lucra ca sclavi în Germania. Chiar și pe copii au adunat și au creat lagăre de concentrare și de muncă forțată pentru ei. Chinurile poporului rus îl întristează adânc pe starețul din Virița, care de acum își pleacă genunchii și se preschimbă în lumânare arzătoare de rugăciune. Model al său devine Sfântul Serafim de Sarov. Iată ce povestesc oamenii din preajma lui. În 1941 părintele avea 75 de ani. În vremea aceea bolile îl slăbiseră foarte tare și nu putea aproape deloc să se deplaseze fără ajutor. Însă, cu toată starea rea a sănătății lui, a ales un mod de rugăciune dureros și mucenicesc. În grădina din spatele casei în care locuia, la aproape 50 de metri, se ivise din pământ o piatră mare în fața căreia creștea un mic măr. De această piatră a ales-o părintele ca loc de rugăciune. Agățase în măr o icoană care îl înfățișa pe Sfântul Serafim de Sarov, îngenunchiat pe piatră. Sfântul Serafim s-a rugat 1000 de nopți îngenunchiat pe o piatră mare și lată. Icoana aceasta o adusese când vizitase Sarovul, în ziua sărbătorilor de canonizare oficială a Sfântului Serafim. La locul rugăciunii îl duceau sprijinindu-l, iar uneori pur și simplu îl duceau pe brațe acolo. Bătrânul îngenunchea pe piatră cu picioarele lui îndurerate și își înălța mâinile spre cer. Se ruga cu lacrimi și îl implora pe Domnul să ierte păcatele oamenilor și să izbăvească Rusia de cuceritorii barbari. Așeza aceasta cerea multă răbdare. Era o faptă mucenicească de iubire a aproapelui.
Suferea de boli cronice ale membrelor inferioare, ale inimii, ale vaselor de sânge, ale plămânilor. Genunchii se răneau, se pare că însuși Domnul îl întărea în ceasurile acelea. Însă nimeni din noi nu putea să privească această scenă fără lacrimi. Îl rugam de repetate ori să părăsească asceza aceasta, spunându-i că se poate ruga și în chilia sa, însă el era de neînduplecat. Se ruga cât îi stătea în putere, un ceas, două, trei, dar și mai multe, fără întrerupere. Se dăruia cu totul rugăciunii. Era un adevărat strigăt către Domnul. Credem că prin rugăciunile unor astfel de asceți a rezistat Rusia și a fost salvat Petersburgul. Spunea părintele, o picătură poate sfinți întregul ocean. Și unul care se roagă pentru țară poate salva orașele și satele. Cu tot gerul sau căldura de afară și cu toate bolile lui, părintele stăruia să-l ajutăm să ajungă până la piatră. Acolo, în ghețimaniul lui, își continua asceza supraomenească. Și această asceză a continuat zilnic în toți anii războiului. Durerea cruntă provenită din această asceză o poate simți cineva dacă încearcă să stea 15-20 de minute îngenunchiat pe o piatră rece. Și rugăciunile neuitatului stareț ajungeau până la tronul lui Dumnezeu. Iubirea răspundea cu iubire. Câte suflete omenești au fost mântuite prin rugăciunile acestea, doar Domnul știe. Un lucru era neîndoielnic, că rugăciunile părintelui în chip tainic schimbau cursul multor evenimente. Se știe că la Virița, după cum prorocise starețul, nicio clădire, în afara câtorva despre care vom vorbi mai târziu, nu pățise nimic și nici vreunul dintre locuitori. Încă de la începutul războiului, mulți locuitori ai Viriței îl întrebau, părinte, să plecăm pentru a scăpa de nemți. Bătrânul răspundea cu încredere, nu, nu plecați. Virița va fi izbăvită, nicio casă nu va fi distrusă și nimeni nu va muri. Și într-adevăr, nemții n-au făcut nici jafuri, nici n-au omorât pe cineva. Părintele se ruga pentru salvarea bisericii și a Viriței și datorită rugăciunilor lui, biserica a fost salvată. În primele zile ale lui septembrie 1941, germanii au atacat gara Virița și au bombardat-o. Unul dintre generalii armatei noastre observase că nemții au ca țintă turla înaltă a bisericii și a dat ordin să fie dărâmată. A trimis un grup de soldați în frunte cu un locotenent. Locotenentul a intrat singur în biserică pentru a vedea cum o vor dărâma. După câteva momente, soldații care stăteau afară au auzit o împușcătură. Au alergat în biserică și l-au văzut pe jos pe locotenentul mort. Lângă el avea pistolul, i-a cuprins panica și au plecat alergând, fără să execute ordinul. În același ceas a început retragerea nemților și a uitat cu toții de dărâmarea bisericii. Astfel, biserica Maicii Domnului din Virița a scăpat surprinzător. În perioada când nemții au cucerit Virița, acolo își pusese tabăra, un regiment de soldați români care erau toți ortodoxi și cei mai mulți vorbeau rusește. Biserica Maicii Domnului se închisese în 1938, dar la rugămințile locuitorilor s-a deschis din nou în anul 1941. Soldații români mergeau la biserică. La început, locuitorii din Virița nu-i vedeau cu ochi bun, dar după aceea s-au obișnuit cu ei. Astfel, Biserica Maicii Domnului din Virița era singura biserică care liturghisea în larga regiune a frontului și, desigur, de cealaltă parte a lui. Iar starețul Viriței continua să se roage neîntrerupt la ocrotitorul său ceresc, Sfântul Serafim, la Maica Domnului și la Fiul ei, pentru mântuirea Rusiei și a Bisericii Ortodoxe. Într-o poezie a lui din anul 1942 scria, îndurerat sau bucuros, monahul bătrân bolnav, cărun și obosit, îngenunchiat în noapte în grădină, privind icoana sfântă, el liniște a găsit. Acolo el la Dumnezeu se roagă, având în minte întreaga lume pentru a făpturilor sporire. Șoptește adesea în caldă rugăciune. La stareț inima îi se întoarce și în gând îi spune câteva cuvinte. Preacuvioase, dulce Serafime, de sfânta noastră Rusie adus aminte și mijlocește tu ca rugăciunea să crească în noi măreață și întreagă. Aflat la dreapta blândului Iisus, la Maica Domnului adânc te roagă, căci și ea este veșmântul celor goi și mângâierea celor necăjiți. Ocrotitoarea lor și ajutătoare, pe robi ea îi întoarce izbăviți. Păcatul naște moarte și iad veșnic, celor ce în grijă de Domnul au uitat. Insulte s-au făcut și își vor lua plata acești orbiți ce stăruie în păcat.
Rugăciunea pe piatră săvârșită de părintele bolnav este ceva de neînțeles pentru mintea omenească, pare o faptă nebunească. Logica lumească nu poate accepta ca și în multe alte momente din întreaga viață a sfinților. Cum să-l poată înțelege omul lumesc pe mucenic, pe ascet, pe omul iubirii, care se jerfește pe sine, pe stâlnic, pe nebunul pentru Hristos? Dar chiar și omul bisericii, cu toată bunăvoința lui, îi este greu să priceapă izbânzile supraomenești ale cuvioșilor asceți. În viața Sfântului Serafim de Sarov citim, către sfârșitul vieții lui, spre folosul fraților, printre alte evenimente ale vieții sale se povestește și despre această nevoință a lui a celor 1000 de nopți de rugăciune pe piatră. Nimeni nu știa nimic despre asta. Doar în ajunul morții a trimis un ucenic în pădure pentru a căuta această piatră. A trebuit să meargă de 2 ori, întrucât frunzele uscate o acoperiseră cu totul. Când oamenii se minunau de izbânzile lui, părintele Serafim răspundea, Simeon stâlnicul a stat vreme de 47 de ani în picioare pe un stâlp. Ce am făcut eu în comparație cu el? Trebuie că a simțit ajutorul Harului. Da, puterile omenești n-ar fi fost îndeajuns pentru asta. Și-a adăugat observația caracteristică lui. Când inima este plină de sensibilitate, atunci Dumnezeu este acolo. Prieten, v-am citat din Arhimandritul Nectarie Antonopoulos, Sfântul Stareț Serafim de Virița, 1866-1949, editura Egumenița, 2006. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!